Bună ziua, sunt Bogdan Darius, sunt un studiolog la Paper, iar astăzi împreună cu colega mea Oana Taichi și vom filma un practicant de NMR Alassandru Lungu pe nume Bogdan Darius. Pentru început, prezinteți-vă. Mă numesc Bogdan Darius, am 17 ani, învăț aici economie la Tehnic Cosma și practic NMR de adresant tribunal la Centru de Arte Marțiale Alassandru Lungu. Cine te antrenează? Statena de Alassandru Lungu și de Ioan Bunătă. Cum ai început să practici MMA? Eram pasionat de mult de meci de box, de kickbox, de MMA și la un moment dat m-a întrebat un prieten dacă nu vreau să ne apucăm și am zis că nu, mă, ce să fac acolo și după un an, de timp s-a lăsat că am o școală de comasă și n-am cum să meargă, nu știu ce m-a venit, l-am întrebat, nu vrei să te apuci înapoi și zic, bă, dacă ești tu, zic, vin, nu, merg, candidata. Peste 10 ani, te vezi un bun luptător. Mă fac foarte bun luptător. Mai ales că eu și antrenorul am fost trecut sub părinții de luptă. Părinții te sunt de acord cu ceea ce faci și te susțin? Nu vreau să sunt de acord, dar mă susțin. Dacă am nevoie de ceva sprijin moral, material, mă susțin. Cum am venit fără sportul? Și dacă m-am fost de acord, cum ai putut să înțeleg? Păi, m-au lăsat, adică mi-a dat libertatea asta, doar că n-am fost foarte încântat. Cât de costisitor e acest sport? E puțin costisitor la început când trebuie să-ți cumperi echipamentul și plus taxa lunară, dar până la urmă sunt banii găsit cu tine. Ce riscuri presupune? Păi presupune aceleași riscuri pe care le presupune orice sport de contact. Accidentările pot avea loc atât în timpul meci cât și antrenament. De exemplu, am mers cam două luni antrenament cu o contuzie la coastă. Și asta să mă refac că mintea mea era timp de cât. În final, mai ai ceva de adăugat? Vrei să le transmiți ceva celor care vor să înceapă acest sport? Păi da, dacă sunt dispus să muncească și le place, merită încercarea.